Bucovina Rădăuți a înregistrat a doua înfrângere în amicale, după ce a pierdut la limită, scor 0-1, în fața celor de la Ceahlăul Piatra Neamț, într-un meci amical disputat pe parcursul a două reprize de câte 50 de minute. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Robert Vasile, în minutul 81, după o greșeală în defensiva formației rădăuțene. Bucovina Rădăuți mai are programate două meciuri de verificare până la reluarea Ligii a treia, miercuri cu Dante Botoșani și sâmbătă cu juniorii de elită ai clubului FC Botoșani.